Bărbatul de 57 de ani în localitatea Beuca, județul Telorma, nu a avut nicio șansă în fața flăcărilor. Incendiul în care și-a pierdut viața a izbucnit din cauza unei țigări nestinse corespunzător, înainte ca acesta să adoarmă. În foarte scurt timp, flăcările au cuprins întreaga locuință a bărbatului. Incendiul a fost observat de trecători. Trei echipaje de pompieri au sosit la fața locului. Focul ce se manifesta generalizat la întreaga casă de locuit, compusă din două dormitoare și un hol, a fost lichidat după aproximativ două ore. Din păcate, salvatorii sosiți la fața locului l-au găsit pe bărbat carbonizat. Tot ce au mai putut salva pompierii a fost o anexă aflată în imediata vecinătate a locuinței.